Bună ziua și bine v-am găsit! Acesta este minutul date. Ne uităm pe graficul indicelui german DAX, unde sesizăm o evoluție laterală cu suport în regiunea 11.050 de puncte și rezistență 11.160 de puncte. În prezent sesizăm respingerea din regiunea de suport, iar un breakout peste nivelul 11.080 de puncte ar putea să încurajeze o traiectorie ascendentă către următoarele regiuni de rezistență 11.098 și 11.120 de puncte. Datele din Germania au fost în linia așteptărilor, iar indicatorul IFO, tot din Germania, va urma să influențeze indicele german. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, o zi frumoasă, la revedere!